În primul rând, eu nu am detalii referitor la reținerea sau la percheziții care au fost aplicate asupra oficialilor moldoveni. O să mă documentez în acest sens. Dar chiar dacă sunt cazuri de ceva neclarități, așa cum sunt și atunci când vin unii oficiali în Republica Moldova, sunt astfel de cazuri, acesta nu este motiv de a încerca să blocheze relațiile bilaterale cu un partener important, strategic, cum este Federația Rusă. Unul la mână. Doi. Îndemnul speakerului și prim-ministrului către oficiali să nu meargă în Federația Rusă, eu cred că este unul abuziv și este, în același timp, nu este clar cum să interesează un om să se miște, să deplaseze în alte țări. Mai mult ca atât, vreau să spun că eu personal voi merge la Moscova săptămâna viitoare. În perioada 16-18 voi fi într-o vizită de lucru la Moscova împreună cu agenții economici. Vom avea o întrevedere și un for la invitația oamenilor de afaceri din Federația Rusă pentru stabilirea relațiilor bilaterale economice și aprofundarea acestea. Ar putea să bucne un scandal diplomatic la acest moment? Cum erați tratat? Tot așa? Poftim? Ar putea să bucne un scandal diplomatic din eu cred că acest pas a autorităților din Republica Moldova mai mult seamănă cu o provocare. Trebuie să ne clarificăm ce a stat la baza acestor declarații, acestei note. Eu mâine, în prima jumătate a zilei, voi discuta cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, deja am discutat cu dumnealui, voi invita la președinței să avem un schimb de opinii. Dar până atunci, astăzi, cum la informați, mă voi documenta.